Cuvioasa Teodora din Tesalonic 5 aprilie. Această cuvioasă a fost născută în insula Egina, din părinți creștini drept credincioși. Antonie și Hrisanța, a căror dreaptă credință și faptă bună a fost arătată în acea vreme, când Biserica lui Hristos se tulbura de eresul iconoclasmului, în împărăția lui Mihail Valvos, de care eres nu numai nu s-a vătămat acea bună doime, ci ca o lumină în întuneric prin dreapta credința luminat. Din niște părinți ca aceștia fiind născută fericită Teodora, după creșterea sa, a fost dată după bărbat și a născut o fică, după aceea, din cauza năvălirii barbarilor, s-a mutat în cetatea Tesalonic, unde, crescând pe fiica sa, a făcut omirea lui Hristos. După ce a murit bărbatul ei, a intrat în mănăstirea de fecioare, la fiica sa și s-a tuns un rândui a la monahicească. Prin viața sa îmbunătățită, prin pustniceștile nevoință și ostenelile ascultării, atât a plăcut lui Dumnezeu, încât, nu numai în viață, ci și după moartea sa, multe minuni a făcut. Trecând după moartea sa câțiva ani și murind de gumena mănăstirii aceleia, s-a pus trupul ei mort, în mormânt aproape de Sfânta Fecioară. Și când s-a descoperit mormântul aceleia, atunci au putut să vadă toți cei ce erau acolo o minune mare, căci cu vioasa Teodora, după mulți ani de la sfârșitul său, mișcându-se, ca și cum ar fi fost vie, a făcut puțin loc egumenei ce se așeza lângă dânsa, dând locul cel mai larg povățuitoarei sale. Cum și smerenia s-a arăt după moarte și toți văzând acest lucru s-au înspăimântat și au strigat, Doamne, miluiește! Încă și mir mirositor și tămăduitor zvora din sfintele ei moaște și se făceau tămăduiri multe. Prin ungerea cu acel mir, diavolii se izgoneau, orbii vedeau și toate neputințele se vindecau. Întru slava lui Hristos Dumnezeu! Amin!